Bună ziua, dragi, și bun găsit la microfonul online. Tema pentru clasa. Clasa a șasea. Și nu suntem pe gândă, putem repede treaba, Stefania? Te rog. Este... Algebra, da? Da. Ok. Testul 2. Testul 2. Pentru numerele 15 și 40, scrieți cel mai mic divizor. Deci pentru 15 și 40, să fac cel mai mic. Cel mai mare divizor, poate. Cel mai mic divizor, după cel mai mare divizor și cel mai mic divizor propriu. Puneți sub punctul A. Deci A. Cel mai mic divizor. Cel mai mic divizor. Comun, se înseamnă divizor comun. Da. Cel mai mic, cel mai mare divizor. Cel mai mare divizor. Cel mai mic divizor propriu. Cel mai mic divizor propriu. Divizor. Pentru A, o să punem divizoare de 15. Da, divizoare de 15 sunt... Cel mai mic este 1. Nu, toți divizoare de 15. 1. Da, 1. 15. Așa. 35. 7. Da. Și cel mai mic 1. Dar nu spune cel mai mic divizor. Mai citești din mărul dacă de la mine. Pentru numerele 15 și 40. Scrie cel mai mic divizor. Cel mai mare divizor. Adică de rând. Nu simultan să te gândim. Păi da, pe rând. Deci pentru 15 cel mai mic divizor? E 1. 1. Deci pentru, răspundem aici, 15 liniuță, săgeată 1 este? Iar pentru 40 este totul. Divizorul 40. Sunt 1, 40 și 4 și 10. 4, 2, 5. Da, 2, 5. 10. Da. Da. 4, 2, 5, 10. 10. Da. Așa. Și cel mai mic e 1. Deci pentru 15, pentru 40, totul va fi, nu? Că nu ne spune nimic propriu. Acum, cel mai mare divizor. Pentru 15. Pentru 15 e 15, pentru 40 e 40. Pentru 40 e 40, da. Acum, cel mai mic divizor propriu. Pentru 15. Cel mai mic divizor propriu. La 15 e 3. Da. Și la 40 e 2. Este 2. 15, 3 și 2. Da. Corect. Asta a fost punctul 1. Așa. 2. Determinați multiplului 3 cu 3 între 200. Multiplului 3 cuprins între 200 și 225. Deci între 200 de fapt multiplul 3, cine sunt aceștia? Da. Calitatea asta, acest multiplul 3 sunt cuprins între 200 și 225. 225. Care sunt multiplul între 200 și 225? Păi scriem multiplului 3 și după... Așa. Multiplul 3 sunt... Este 0. Da. 3. Da. 6. Da. 9. Da. 12. Da. 16. Așa. Dar hai să mergem să depășim de 200. Ca să începem, că dacă noi luăm așa chiar... Așa că pe la 200 și apoi 225,
fi cel mai mic motiv al lui trei, care se apropie de 200. Deci cel mai mic care se apropie de 200. Mai pun instalația, nu mai pun pe mine, că așa nu se interesează. Cel mai mic care se apropie de 200. S-a apropiat mult. Da. Apoi 198. Că ne punem în 3. Da. Apoi 201. Da. 201 e cel mai mic. Da. Da. Deci, noi ar trebui să scriem aici începând la 201, ca să mai pierde din cam. Dar știi cum am făcut eu? 2. Și cu ce cifre se pune? A să facă 3. Unde 3 știi că sunt același că fac la 3, ca să nu pierdem timp. Da. Deci nu mai ușor trebuia să fac de timp așa. Suma cifrilor, prima dată, și iată, asta este. Așa, da, 201, da? 201, apoi. Apoi. 204. Corect. 207. Așa. 300. Pe urmă. 207 trebuia 210. Da, deci ne-am dus aiurea. Nu, nu-i bine. Deci se luăm pe toți, consecutiv. Deci 210, apoi 213. Da? 213, da. 216. Așa. 219. Da.
Câte sunt, ai zis, nu? Da, câte numere. Câte sunt? Răspunsul e ăsta. Sunt în număr de 9. Pentru că, iată, pentru că e egal cu 1, obținem pe 9. Pentru că e egal cu 2, obținem pe 18. Și așa mai departe. Pentru că... Da, că nu e bun și că e egal cu 0? Păi 0, ia să vedem. Câte numere mai spune câte numere naturale. Mai mici. Pe toți 100 sunt divizibile cu 9. Deci 9 învăț la 9. 0 învăț la 9 face 0. Da. Și 0. Da. E bun și 0. Concluzie sunt 10. Așa. Deci K egal cu 0 până la K egal cu 9. Sunt în total 10 numere. 10 numere. Răspunsul corect. Mai departe. 4. 4. Calculați suma numerelor de forma 2x4. Suma numerelor de forma 2x4. Da. Divizibile cu 3. Divizibile cu 3. 2x4. Divizibile cu 3. Ca să fie divizibile cu 3, trebuie să vină 2 plus x plus 4 și să dea un număr care se împarte exact la 3. Multiplu de 3, da? Da. Deci asta se întâmplă dacă și mai dacă 2 plus x plus 4 se divide suma asta la 3. Adică dacă și mai dacă 6 plus x, 6 plus x se divide la 3. Și ce x să iau eu ca să fie treaba bună, că se divide la 3? Mai putem pune 6. Chiar 0? Da. Pentru ce până? Da. Deci, pentru x egal cu 0, rezultă numărul 2, 0, 4 și bun. Da. Pentru x egal cu 6. Pentru x egal cu... cu 3. Da. 234 pentru x egal cu 6. 264 pentru x egal cu 9. 294. Da? Deci astea sunt valorile 204, 234, 264 și 294. Da. Bun. Hai să vedem mai departe altă exercițiune. 5. Aflați numerele de forma 1, numerele de forma. Ce este forma? 1, x, y. 1, x, y. Divizibile cu 5. 1, x, y, divizibile cu 5. Dar nedivizibile cu 9. Da, nedivizibile, adică 1x, y, nedivizibile cu 9. Deci nedivizibile cu 9. Da. Păi, ca să fie divizibile cu 5, trebuie y să fie 0 sau 5, iar x îl punem de la 0 la... No, mai întâi să luăm pe rând. Cazul întâi. Cazul întâi. Y egal cu 0. Și atunci, când y cu 0, numărul devine 1. X 0. Și ca ăsta să se divide și să nu se divide la 9. Să nu se divide la 9. Da. Deci nu se divide la 9 dacă suma lor nu face multiplu de 9. Dacă și numai dacă 1 plus x diferit de multiplul de 9. Da. Când ar face? Care ar fi situația în care ar face multiplul de 9? Păi când ar pune 8. 8. Deci x-ul nu are voie să fie 8. Da. Deci echivalent cu x, da? Că x diferit de 8.
Alu de 8. Atunci X-ul poate să fie 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deci rezultă că X, X aparține puțin valoarea de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7 și 9. Și respectiv 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, respectiv 9. Ei, dacă așa stau lucrurile, asta înseamnă că am făcut cazul întâi. Pentru cazul întâi, ce numere are? Parcă ai spus, se află numele, nu? Cum zice? Că aflați numerele de formă. Da. Așa, să aflăm. Deci, mulțimea numerelor cerute, A, este egală în timp. Hai să le scriem. Păi, o să fie 100. Corect, 100. 10. 110. 120. 130. 130. 140. 150. 160. 170. 190. Și acum 105. 115. Deci 105. 115. Stop. Acum, e cu 5-ul ăsta. E 1 plus 5 de așa de bază. Ar trebui să testăm 1 plus 5 plus X. Să fie, să fie, să nu fie multiplicat de 9. Cam 1 și 5-ul. Că nu-i mai, nu-i ca și înainte de 0 la sfârșit. Da? Deci 1 și cu 5, care înseamnă ce? Multiplul de 9. Echivalentul ar spune că 6 plus X să fie diferit de multiplul de 9. Adică n-ar trebui X. Cine să fie prima dată? 0. Nu. Dar ca să ajungă multiplul de 9, cred că 3. Că dacă X-ul ar fi 3, lasă și cu 3 face 9. Da. Și o altă valoare nu mai merge. Da. Pentru că multiplul de 9 depășește capacitatea cifrei. Da. Da. Deci înseamnă că X aparține, are voie să fie 0, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Nu. Ba da, merge. 8 și 9. Da. Asta sunt numele. Și numele cu anii toate ce sunt. Așa. 105, 115. Deci 105, 115. Zici bine. 125. 125, da. 145. 145. 155. 155. 165. 65. 175. 195. 195. Așadar, iată că am pus mâna pe A mare, format din toate aceste elemente pe care le vedem. Și am răspuns la întrebare. Că nu sunt multipli, se împart la 5, dar nu se împart la 9. Da. Niciunul nu se împart la 9, pentru că la niciunul nu se găsi suma cifrelor să fie multiplu de 9. Da? Deci, vezi, asta a cerut autorul la noi. Ne bucurăm că am putut răspunde. Să trecem la 6.
Și cel mai mic număr de forma 3AB dividit de 4. Calculați diferența dintre cel mai mare număr de forma 2XYZ 1, 2XYZ. Da, 1, 2XYZ divizibil cu 2 și cel mai mic număr de formă 3AB divizibil cu 4. Mai interesant, cel mai mare număr de formă 1, 2XY divizibil la 2 egal cu, hai să-l picim. Păi dacă punem 9, cel mai mare de forma asta, de ce e să punem la X ca să fie cel mai mare? 1298. Corect. Corect. Egal cu 1298. Ăsta este cel mai mare. Am avut grijă de a spune de X maxim, iar la X să fie cel mai mare cifră, nu? Ca divizibil cu 2. Bine. Acum, cel mai mare divizibil cu 4. Cel mai mare număr divizibil cu 4. 337. 6. De ce te gândi la 336? Păi știu că dacă e divizibil cu 4, ultimele două cifre se împart la 4. Și te gândi la 36, că se împart la 4, da? Foarte bine, bună ideea. Dar alte numere, alte două cifre care se împart la 4 și să facă mare. Nu numai 36. Mai sunt de mers în parte chiar la 4. Sunt 4 la 4, nu? Da. Dar mai putem continua. Punem câte 4. 84 e bun. 88 e bun. 92 e bun. 96. Cred că ăsta e cel mai mare. Da. 300. Deci este egal. 96. Deci numărul de forma 3AB divizibil cu 4 este egal cu 396. 396. Asta e numărul. Da. Deci el se împarte exact la cât? La 4. La 4. Acum, facem diferența dintre astea două. Deci, 1298 minus 396 egal cu? 2, 0, 1. De ce 1? Bine, 12. Așa, 3 din 2. Da, credeam că e 3 acolo. 9. 9, da. Și 902. Deci diferența dintre cel mai mare și cel mai mic este 902. Mai departe. 7. Asta a fost 6, da? 7 de 8. Determinați aparține numerelor naturale. Astfel numeri. Determinați numărul natural. Așa numeri. 2 ori n plus 1. 2 ori n plus 1. În paranteze n plus 1? Nu. No. 2 ori n plus 1. Așa. Da. Să fie divizor al lui 13. Deci asta poate să fie un divizor al lui 13. Adică? Adică? Să divizorii să-l împartă pe 13. Cu altele echivalente.
13 să se divide la vârstă plus vârstă. Da, 13 nu e număr prim. Corect. Adică poate fi 1 și 13. Corect. 1 și 13. Deci de aici, dacă și numai dacă 2 n plus 1 egal cu 1, sau 2 n plus 1 egal cu 0. Deci, nu e egal cu 0, și 2 n plus 1 egal cu 13. Adică 2 n egal cu 12, n egal cu 6. Deci cele două valori contate sunt 0 și 6. Bun. 8, da? Da. Bine. Arătați când e ceva 2012. Arătați că 10 la 3 a 2012 minus 7 minus 7 este divizibil cu 3. Asta se divide la 3. La 3. Ce știm noi, cu numărul ăsta dividit la 3, că suma cifrelor sale se împarte exact la 3. Da. Știi că acum ar arăta 10 la 2012? Păi, ar fi 1 și o grămadă de 0. Și cam cât, concret? 2013. 2012. Chiar 2. Zic că zicem 10 la 2. Din 10 la 2, înțeleg, 1 mă place 2012. Deci, ăla minte că exact de zerori sunt. Da? Da. Și atunci, ar urma. Adică o să fie 1, un număr lung, care ar lăsa fiți. Am venit cu 1 mai sus, bine, echivalent cu 1, urma cu foarte mult de zerori. Și cam cât ar da asta? Cam cât ar da numărul ăsta? Păi, ar avea ultima cifră, ultimele cifre vor fi 93. Nu, nu, ultima, ultima cât este. Deci ar fi 3. Și celălalt de ce cifre o să fie, fără discuții toate? Păi, o să fie 1. Prima 1 și după 9... Nu trebuie 1. Ah, doar 93. Deci de-al de 9 toate pot fi. Deci de-al de 9 fi toate. Pentru că ai văzut cu câteva asta, n-am găsit. Hai să arată. Da. Și luând de aici, ăsta se facă 9, ăsta 9, ăsta 9. Nu așa e? Deci egal cu dealul de 9 puncte. Și se termină... Mulțumesc. Și ultimul care se termină este 3. Da. Fiecare cifră în parte se împarte la 3. Da? Da. Atât mai mult, toate se vor împărți la 3. Da. Da? E corect să spun, nu? Da. Deci, când zicem 3 în 9, de 3 ori, 3 în 9, de 3 ori, 3 și... Dă, la împărțirea ta așa, 3, 3, așa mai departe, 3, 1. Asta este numărul rezultat. Hai să vedem ce a avut autorul și era care a fost ideea. Că, vadă, dacă ne gândim la ultima cifră și că se termină numai în 0.
Deci se vadă ce înseamnă 10 la puterea respectivă, da. În urma de 0 puncte. După să ne dăm seama că e numai 9. Așa, se vadă dacă suntem atenți că toate cifrele 0 se transformă în 9. Da. Și ultima cifră este 3. 3. Că vă spuneți să obțină, să vedeți exact concret, că aceea se divide la 3. Și chiar, cum arată împărțirea? Deci eu aș fi mers să spun așa, să se afle câtul împărțirii. Câtul împărțirii. Și dacă sunt și mai și mai chiar, scădem, nu 7, ci scădem doar 5. Și să se afle câtul împărțiri, câtul și restul. Da. Că merge 3, 3, 3, 3, 3, și ne ajunge la 5, merge o dată, și restul 2. Da. Înțelegeți? Adică se pot face de acum și lucrurile astea, putem gândi. Pentru că am zis eu 5 scături. Eu am zis 7 ca să rămână 3 și să împarte exact la 3. Da. Dar noi putem scăzut 8. Dacă scădem pe 8, ultima cifră este 2. Nu? Ultima cifră aici va fi 2. Și împărțirea merge exact până aici. Și când merge aici, vine 0. A venit 0 și rămâne restul 2. Da. Deci pot să spun care este restul împărțirii la 3, câtul și restul împărțirii la 3 acolo respectiv. Și câtul, concret, și restul. Vezi? Din nou intrăm în, pe culoarea acela în care ne dă drumul la imaginație și încercăm să compunem probleme. Când am prins ideea autorului și el, gata, este, nu mai are niciun secret, îi spun, măi, și uite, eu aș fi mai făcut și așa, și așa, aș fi gândit și așa. Este dovada clară că l-am pus la punct și am înțeles bine că nu mai dea din nou, și jocul este făcut pentru ultima cifră, așa. Acum am venit minte să zicem să scădem chiar un număr de două cifre. Merită și de două cifre, că noi știm că la urma scăderii pe aici este numai 9, 9, 9, da. Și că scădem cât o fi din 10, o vedea, scădem și din celălaltul și facem practic împărțirea la 3 numai la ultimele, două cifre. Hai să vedem, hai să vedem așa, dacă ne zice. Dacă ați avea 10 la puterea 2012 minus, și noi putem 10 la puterea 2016, că face pe anul acesta, că are importanță. Da. Deci la 2016 minus 37, împărțit la 3, egal cu care este câtul și restul împărțirii. Câtul și restul cercăm să dăm împărțirea acestea. În mintea noastră este clar că avem 1, 0, 0, 4, 0. Asta este numărul. Minus 37, care ne conduce spre, iată de aici. 3. Deci ne conduce spre 3, ultima cifră. Da. Apoi din 7 din 10, 3. 3 din, cât este aici? Din 9, 6. Și de acum 9, 9. Da, 9, 9. 9 și așa mai departe, 9 până aici. Da. Deci 9, 9, 9, 6, 3. Ei, și acum când facem împărțirea la 3, merge 3 ori, 3 ori și mai departe 3. Până la ultimele două cifre. 3 în 6. Merge de 2, de 3 ori. De 3 în 6 de 2 ori. Și 3 în 3 o dată. Și rămâne restul 0. Am mers exact. Da. Deci 3 în 6 și 2 ori. Da, și 8. Da. Și acesta este câtul împărțirii cu restul 0. Cam s-a plătit că 3 în 7 am scădut noi de aia. Scădeam 3 în 8, dar a fost altceva. Da? Ei, bun, dar pot să mă gândesc și la împărțirea la 9. Că fiind numai cifre de 9, așa. O dată, o dată, o dată, o dată. Și până la ultimii
două, trei, cinci, acolo ne facem cap. Da. Și ca și cum facem împărțirea ultimelor la nu? Da. Nu? Deci putem, putem avansa. Tocmai aici profităm, că îți dea de 9 ore și scădem un număr chiar din 4 cifre. Hai să facem. Deci, frate, gândul și restul împărțirii. Gândul și restul împărțirii în număr 2. 10 la 2016 minus 147 totul de împărțit la 9. Să se afle gândul și restul împărțirii. După tot ce am vorbit, am zis că ne dă după desfășurarea asta, un număr, un 9, de așa, știi? Da. 9, 9, puncte, puncte, 9. Acum, suntem în faza asta de transformare, tu, dar din 9, 9. Da. Și din care am scăzut noi pe 147, da? Da. Când îl scădem pe 7, era aici 10. Da, rămâne 10, 3. Rămâne 3. Apoi. Apoi, când îl scădem pe 4 din 9, rămâne 5. Și când îl scădem din, din 9 pe 1, rămâne 8. Și face lung, dar din 9 și în, în 9 aici este, da? Da. 9. Așa. Da. Și în capăt 8, 5, 3. Da. 8, 5, 3. Da. Și acum, împărțit la 9, va face 1, 1 și am departe 1, în cât, până ajung la 8. Da. 9 în 8 merge de 0 ori. 9 ori. În 85 merge de 9 ori, de 91. Rămâne 43, merge de 4 ori. 4 ori 9, 36. Și cât am zis, mai 53, parcă a fost, nu? Nu, 43. 43. Minus 36. Minus 36. Da, face și cât? Rămâne 3 minus 36, rest 6, cred. Da. Da? Rest 6. 43 minus 36, da. 7, cred că restul. Păi, nu, că 43 minus 36, nu? 6 din 13, da. 7. Rest 7. Uite ce tare e ieșit. Foarte tare. Să se afle câtul și restul împărțirii acestui număr. Am să-l țin aici sus, că îl fac la clasa care urmează. E prea frumos aici, la clasa 5-a. Da. Da? Deci, iată cum am compus, e ieșit la finiță, spune tu și bine deodată. Îi duc așa, trepte, ca să prindă. Deci, dar ieșiți este 10 la puterea 2016. 16. N-are importanță. A, minus? Minus 147. Minus 147. Divizibil la 9. Când se, nu, când se parte la 9, părțit la 9, rezultă câtul e la cu cine și restul e la cu cine. Câtul și restul. Vezi? Da. Asta, asta sunt chestiuni frumoase de la care pornești ușor, ușor. Și ai starea de bine că e compusor ieșiți, le complicat. Că deodată, dacă îi dai, uite, să te duci acolo la față, să discuți cu colegii, să vezi ce frumoasă e ieșitul. Cât de interesant are și cât de... Ba mai mult trebuie să spui cât de trei are. Da, da. Aici e frumosețea, nu? Iar trebuie să, să vadă că au ocupat din cele 2016 0 ori, din cele 2016 0 ori, le-am ocupat pe câte au ocupat din ele? Păi... Le-am ocupat 3 din ele, nu? Da, 3. 3 le-au ocupat. Da, cred. Și dau de nou, dacă din 2016 scădem pe 3, fac 2000,
2013, sunt 2013, date nouă, da, 2013 date nouă, cu 853 în coadere, numărul, și împărțit la 9 îți dă câtul și restul respectiv. Câți date, câți date 1? Păi și 2013. 2013, date 1. Și 0,94 se continuă. Ei, de aici frumusețea matematicii. Observați ce se întâmplă la algebră. Avem o stare de bine spectaculos, de frumoasă, interesant, așa deodată ne gândim că ce ar fi să mai mergem un pas. Da. Adică nu ne mulțumim cu exercițiul, nu? Încercăm și să facem și mai de ceva. Asta, nu totdeauna, sunt momente de inspirație. Vezi, am putea, poate, la fiecare exercițiu să încercăm câte ceva, dar acela care nu-ți dă libertatea să te să-ți imaginezi, să-ți pui și tu, să alegi cu mintea, nu am mai ce face. Bun. Hai să vedem marca. Yeah.
este au scris că da. Aici nu știu ce este, să nu se încercăm să vedem mai. Hai să muncim aici. Și până mai gândim și la punctul respectiv. De ce NS 1, 2, 3, 19 până la 20? Arătați că N ăsta se divide sigur la 3 la 8. N ăsta se divide sigur la 3 la 8. Înseamnă 3 ori, 3 ori, 3 ori, 3 de 8 ori. Ar trebui să vedem aici că în componența asta găsim de pe 3 de 3 ori, de 8 ori. Da. Deci bine, ar veni N egal cu 1 ori, 2 ori, 3 ori, ori 4 ori 5 ori 6, dar 6 zice 3 ori 2. Da, da. E 6. Da, și dacă nu faci roba, vedeți cum pot. Nu, că e o adunare. Deci trebuie să rămână în mulțire, ca să vină 3 odată, 3 aici. Am ca să fie de câte ori spre de că îl putem prinde. Da. Deci cât ar veni. Așa, 6. Ori 8, ori 3, ori 3. Opa, 3 ori 3. Deci, nu până aici avem 1, 2, 3, 4. Da, și după trebuie să vedem că o să fie de la 12 la... A, așa, 12 mai 2, 3. Da. Deci 12 mai 2, 3. Ar vine 3 ori 4. Așa, dar dăm 3. Da. Apoi cine ia vreo 3? 6, 8, 15, 3, 5. Așa. Ia să vedem câți de trei am prins până acum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Eu zic că 8. Eu nu se mai prind mai de 8. 15, 16, 17, 18. 18 și vine 3 ori 6. 3 ori 3. 3 ori 3. Da? Vine 2 ori 2. Și acum cât sunt de 3 ani, zic tu? 6, 7, 8. Excelent. Dar mai puteam să luăm și de la 2. Ah, nu, că e până la 20. 20 la la televizor. Deci mi-a spus altceva în curisi. Câți? Care sunt numele de aici? Multipli de 3. Da. Da? Da. Toți multipli de 3. Și noi am luat pe 3, 6, 9, 12 15, 15, 15. Și 18. Deci puteam să muncim așa. Dacă ziceam mai bine în culise, da. A fi spus așa. Că avem 3, 6, 9, 12, 15 și 18. Așa sunt multiplii. Da. Dar aici funcționează un singur 3. Da. E 3 ori 2. 2. 3 ori 3. Aici. 3 ori 4. 3 ori 5. Și acolo 3. 3 ori 3. 3. 3 ori 2. 3 ori 3 ori 2. Da. Foarte tare. Deci vezi? Din nou l-am ghicit chiar repede, l-am ghicit de autor. Da. Pentru că alții la casă se divide la 3 la 8, dar nu am putut să văd că e 3 la 8, să facă din împărțirea. Dar cine face mulțirea asta, nu? No? Autorul a umblat aici cu șmecherii și a spus, ia să-i văd eu pe ei dacă se prind de faptul că pentru a ta că se divide, ar trebui să descopere aici un 3 la 8. Ca tot timpul 3 ori, odată 3, 3, 3, un 3 la 8 să fac. Și spre studia noastră, l-am ghicit foarte repede ca autor, l-am lăsat, cum se spune, l-am lăsat fără aer. Când l-am crezut eu că este ermetic închis și că nu se ghici, nu se descoperi ideea, am văzut-o, l-am descoperit și se trecim foarte bine. Mai vreau, la punctul următor, nu știu ce să-i facem, din păcate, autorul
Autorul a fost aici indexat și nu a putut să răspunde. Ia să vedem cât este ceasul. 56, mai bine 4 minute, facem și sinteza orei, da? Hai să zicem sinteza orei. Asta a fost testul 4. Sinteza orei. Și aici, să vedem. Bună seara! Bună seara! Bună seara! Portiți! Așa. Să vă seara! Acum despre ce? Divizori. Divizori. Da? Divizori. Multipli. Multipli. Criterii de divizitate. De divizitate. Multipli. Am zis divizor, multipli, criterii de divizitate. Mă uite-te așa, a fost divizor la 4, la 6, nu? De asemenea, ultima cifră, a unui număr, da? Ultima cifră a unui număr. Și aici, un număr, să arătăm un număr, se divide la 3 la 8. Da. Ideea cu divizitate, cam asta a fost lucrurile. Și am compus și probleme, nu? Să spunem asta, da? Am compus și o problemă. Da. Cam asta este situația. Și acum... Închidem aici? Închidem, da, și eu. La revedere! La revedere!